Bună ziua, bună ziua, albinuțele mele, și bine ați venit la încă un episod din O Tom Mănâncă, singurul nutriționist și instructor de fitness din lume care a slăbit peste 250 de kilograme și acum face mukbang-uri educative și amuzante despre slăbit, sport și mâncare. Albinuțele mele, este ora 9 de dimineață și avem aici niște mâncăruri diverse. O să facem un platou așa. Avem, în primul rând, vreau să vă prezint pâinea asta proteică de la Lidl, care are 250 de kilocalorii pe 100 de grame și 20 de grame de proteine și 15 grame de fibre și 11,7 grame de grăsimi și 8 grame de glucide. Are 250 de grame toată asta, a costat 8 lei. Mamă, și sunt doar 1, 2, 3, 4, 5 felii. 5 felii, 250 grame, înseamnă că o felie are 50 de grame. O să încercăm să ne limităm la două feliuțe, adică la 100 de grame, adică la 250 de calorii. Da? Pentru că nu vreau să-mi iau 500 de calorii doar din pâine. Dar avem foarte multe mâncăruri aici, nu știu dacă se văd, știți? Și să sperăm, în primul rând, că e bună. Mamă, doar 5 felii, mă? Miroase ciudat. E pâine din aia umedă. Pui mei, e prima dată când îmi iau așa ceva. Chiar sunt curios. Da, 5 felii sunt. Sunt mari felii, da. Opa. Două felii, punem aici două felii. Restul o băgăm în punguliță. Cred că o să mai pun eu după aia într-o punguliță și o bag la frigider. Ia să gust, mă, că nu mai pot de poftă. Ia. Aoleu. Ce gust n-aș pare. Puu, ce gust n-aș pare. Felia asta o bag la prăjitor. Felie băgai la prăjitor. Hai să tem și roșia. O să vedeți, o să facem aici un platouaș tati pentru mami să mănânce de dimineață, să prindă forțele la mare. Așa. Neața, neața. S-a trezit mami? Da, m-a luat somnul și trebuie să stau treaz. Trebuie să mâncăm ceva. Azi noapte am stat treaz. Am avut treabă cu mami. Ați fost pe live azi noapte? Ați văzut ce a mâncat azi noapte tati? Neața, mano. Ce se vede, mă, așa? Ce cu mami? Curios ești, măi, Denis. Curiozitatea a omorât pisica, nu știi? Vorba aia. Curiozitatea a omorât pisica, tati. Eu și mor repede. Asta. Vrem și niște măslinițe. Face tati platou de platou acum pentru mami. Mamă. Avem și salamiuri, avem și muști din ăsta file. Avem și niște icre. Avem și brânzică din asta.
De la Napolat. Pele mea. Da, nu-i de sucate. Ia, că s-a făcut aia. Nu prea s-a prăjit. Nu prea s-a uscat. Tot umedă e. Numai că e fierbinte. Să încercăm să întindem niște brânză de asta. Cum se numește? Brânză topită. Așa. Niște brânzică topită. Bună dimineața! Se spune rugăciunea înainte de masă. Tu ai spus-o? Mă, tu ai spus-o. Sau tu doar îi critici pe ceilalți? Ia zi tu. Tu doar îi critici pe ceilalți? Așa, brânză topită. Punem și niște mușchi file. Bam, bam, bam. Și vedem cum e pâinea asta proteică. Merge, nu se mai simte. De la brânză și de la mușchi. Merge. Poftă, mă, mulțumesc. Merge, dar nu e prea gustoasă. Doar că nu-i mai simt gustul. Bun, rău. Nu-mi dea seama, parcă mi-a lăsat ceva, hoit. Mai vreau niște salamuri. Mai punem puțin salam din ăsta de varnă. Prima felie o dăm la căței, a doua felie o dăm la nutriționist. Așa. Bun. Nu știu de ce mă grăbesc. Mă grăbesc, zici că pierd trenul, mă, frate. Dar unde mă grăbesc așa? Unde mă grăbesc eu așa, oare? Nu trebuie să stai așa mult. Stai că am uitat că am jerky aici. Am jerky, mă. Burcan. Bun asta. Bună, dar scumpă. Ia, suntem și niște telemea.
Stai că se desfăcea pe aici. Aoleu, aoleu, asta e stricată. Asta e stricată, bă, gămiaș. Piciorul în ea. O, Gabi, bună dimineața, tati. Ce faci, mami? Nici asta nu e prea proaspătă, e desfăcută de mult în frigider. Bine, tati! Mă bucur! Vezi? De dimineață mănânc! Beat cu mintea! Nu mai sap peste masă! Ce faci, nu ai dormit? Da, nu am dormit. Neața, neața. Nu am dormit, că am treaba azi. Kefir. Poftă mare, mulțumesc frumos. Bă, mă cam suturai. Mă cam suturai. Să mă arăt stai, mulțumesc! Nu cred că o să mai iau pâine din asta proteică. Am luat și o să văd cum e. Astea sunt bune, dar sunt scumpe, 11 lei, 70 de grame. Nu am nici din astea. Da, da, de fac sală. Ce crezi dacă mănânci aici? Bani? Bani câștig. Vezi? Gabi. Gabi mi-a trimis bani acum. Înțelegi? Și după aia descarc live-ul ăsta și îl pun pe YouTube, pe Miere TV-o, pe canalul meu de YouTube, Miere TV-o. Și acolo fac chiar bani cu clipul. Din vizualizări. Mulțumesc frumos și o părlă de pupă, Dadin. Mulțumesc și o părlă. Ana Maria, mulțumesc. Mama, am început oamenii să-mi dea bani. Să nu încep cu bani în mine. Mulțumesc frumos, tati. Și o părlă. Gabi, Ana. Dacă nu zicea Ana că ce câștig, nu mai îmi trimiteau băieții.
Tomar, mulțumesc. N-am vrut să mă ajut la mici, nu. Nu mai am de la mici. Sau dacă mi-au de la mici, nu mai mănânc acolo. Cea mai bună. Dar ești tu în bărbat cu mine, cu Nuca? De cine ești, tati? Ne știm? Ne știm, tati, dau. Tati, dă. Tata ajută oamenii, amărâți. Tati nu se răcește de la un borcan de miere. Înțelegi? Dacă te văd că ești amărât și că n-ai, îți dau. Că nu se răcesc de la un borcan de miere și nici mă îmbogățesc dacă îl văd pe bani. Asta nu înseamnă că dau la toată lumea. Nu am cum să dau la toată lumea. E imposibil să dai la toată lumea, gratis. Așa, mă. Și hai să o vedeți și pe asta. Tati are și prăjitură de la cununie, de la nuntă. Franco, mulțumesc frumos, tati. Franco! Tati are și prăjituri. Ce mai ziceți de asta? Suntem și la dietă și o să și stăbim. Mamă, ce noroc aveți voi ăștia care mă înjurați? Ce noroc aveți voi că nu e mami aici? Ați scăpat astăzi. Ați scăpat astăzi. Hai să mergem sus. Să facem o cafeluță. Cu miere. Mă înjurăm că e tati aici. Tati, dar până să intri. Hai să mergem sus. Hai să mergem sus, tati. Au venit băieții la tata. Au venit prietenii lui tăichimul la cafea. Au venit și ai mei aseară, azi noapte, de la târg, de la Târgu Jiu. Mulțumim frumos, Târgu Jiu. Am vândut 500 de borcane de miere și 200 de siropuri. Mulțumim frumos, tati. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă bucurați de produsele noastre. Sunt naturale, 100%. Sunt dărea bune. Radu! Radu Milian, mulțumesc, tati, pentru cadouri. Radu Milian. De ce ești el de la stres? De la stres. Mă iubesc femeile și mă prinde aici de cap. Înțelegi? Mă iubesc prea multe femei și mă prinde aici de cap și am chelit. Am chelit în zona asta. Că mă trag de cap. Ai înțeles? Ce râde? Ce râde, Darius? Hai, tati. Să bem un Pepsi frumos. Facem o cafeluță. Nu? Vin aici la mine în brlog. În brlog. Am dat drumul la asta. Până se face apa.
Ah, să luăm un loc. Și asta îmi puțin de vorbă. Văd că este multă lume. Nouă în dimineața asta. Este multă lume nouă în dimineața asta. Voi știți, tati, că mami a slăbit peste 250 de kg? Știți? Știți, tati, că mami a slăbit peste 250 de kg de grăsime și a pus peste 170 de kg de mușchi? Știți sau nu știți? No, fix! Wow. Am pus prea departe telefonul, trebuie să mă trag așa mult! Oh, ho, ho! Mulțumesc frumos, Radu Milian, Argeu. Și Argeu parcă îl chema pe băiatul celălalt. M-am apucat să văd. Radu Milian! Mulțumesc, tati, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Robică, la mulți ani, Robică, mulțumesc frumos pentru cadouri, tati. Mulțumesc frumos. Oh, oh! Argeu Avram! Argeu Avram, tati! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Te tragi la țintă! Argeu Avram! Cât e, mă, asta cu ținta? Câte puncte are? Mulțumesc, Banc, 235. Mulțumesc frumos. Silviu, mulțumesc și ție. 99. Mulțumesc, tati. Hai să vă arăt cum face tati cafeaua. Simplu. Fiți atenți aici. Fiți atenți aici. Cană, da? Cană, da? Cafea, da? Eu am totul de la Nutella. Sunt fan Nutella. Eu am cafea Nutella, pastă de dinți Nutella. Totul de la Nutella, tati. Așa. Și punem apă fiartă. Simplu ca bună ziua. Ce poate fi mai simplu de atât? O lăsăm să se infuzeze, acum să se umfle frumos și să mai răcească. După aia iardem 3 lingurițe de miere. Din asta de la Miere TVO. Și gata, și niște lapte dacă vrei. Mulțumesc, Gabi, pentru partajarea live-ului. Cum pot să asimil la masă musculară? Vreau să cresc cam 60 de kg. Trebuie să mănânc vreo 4 mese pe zi cu proteină. Înțelegi? 30-40 de grame de proteină pe masă, 4 mese pe zi, distanțate cât de cât egal. Prima masă în prima oră când te trezești, dacă poți, sau în primele 2 ore, hai, prima masă. Ultima masă cu 3 ore înainte de somn și mai încă 2 mese pe la distanțate egal, așa, pe la mijlocul zilei. Să tragi de fiare, că dacă nu tragi de fiare, poți să mănânci tu câtă proteină vrei și cât de corect vrei. Dacă nu tragi de fiare, nu. Primul lucru ca să pui masă musculară e să-ți rupi mușchii, să-ți rupi fibrele musculare. Primul lucru, să-ți rupi fibrele, tati. După aia să dormi, să mănânci suficientă proteină, să bei suficientă apă. Și cam atât. Simplu, nu e greu. E mai greu de făcut. E mai greu de făcut în fiecare zi, 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 în fiecare zi. Să faci același lucru. Aia e problema. Eu fac de 20 de ani fiare. Hai cu un tap-tap și o distribuire. Uite, bă, am și eu aici. Om de bază, om de încredere. Te pupă, tati, găbițule.
Cred că mami a adormit. Nu vreau că e găbițul aici, că mami mea a adormit. Mâncai aș botul ei. Lasă-o să doarmă, că e ruptă. Mă bucur că a adormit. Ștefan, mulțumesc, tati! Mulțumesc frumos! Așa. Și uite aici avem miere. Miere de Cimbrișor avem aici. De la miere TVO. Și trebuie să te urmăresc și să le dar. Mulțumesc frumos, tati, în fiecare zi live-uri. Toate mesele pe care le am, toate caloriile pe care le consum, pe live. Încerc să nu mai am gustări din astea, așa, știi? Să nu mai am gustări de-am pulea. Încerc să, nu știu, să-mi fac 3-4 mese pe zi și să intru de 3-4 ori pe zi live cu voi și să vedeți absolut toate caloriile pe care le consum. Adică nu vreau să mănânc off-camera, nu vreau să mănânc fără să fiu pe live. Și nici nu pot să încep un live doar că vreau să mănânc un măr și, nu știu, un baton proteic în pâine. O banană și un baton proteic sau o budincă proteică. Nu pot să încep un live pentru așa ceva. Iar dacă ratați live-urile, intrați pe Miere TVO, pe YouTube. Că acolo o să rămână în permanență clipurile. Descarc toate live-urile și le pun acolo. Uite ce fum iese. Vedeți, mă, ce fraților, ce frumos a ieșit. Albinuțele mele. Vedeți ce spumă. Ce frumos a ieșit cafeluța. Și acum ea se umflă și se decantează. O să se lase la fund cafeaua, zațul. Și nu mai e treabă. După aia când bei, n-ai niciun stres. Mai întâi diseară, exact. Până mâine o să mai mănânc diseară. Faza e că la 12 trebuie să plec la Vâlcea, mă duc la dentist. La 1 am programare la dentist. Trebuie să-mi facă ceva pe aici, pe la măsea și nu mai am voie să mănânc 2 ore. Îmi face anestezie. Și am zis, bă, nu mai dorm. S-a făcut 8 dimineața, nu mai dorm. Nu mai mă bag la somn, mai stau un pic, mă duc, mănânc ceva, a să fiu mâncat, mai trece timp, mai alea, ham, ham, miau, miau, se face 10-11 și la 12 plec la Vâlcea. Poate dorm și-o diseară, ca omul. Sunt obosit, vedeți, se vede pe față mea. Sunt obosit, n-am dormit deloc azi noapte. Poate dorm și-o ca omul, la noapte, adorm și-o mai devreme. Că așa vreau. Să mă trezez la 9, la 8, 9 dimineața. Să mănânc, să-mi fac cafeluța, să luăm prima masă pe live aici frumos. După aia la ora 12, 1, 2, să luăm a doua masă pe live. După aia la 4, 5, 6, a treia masă. Și după aia la 9, 10, 11 seara, a patra masă. Și să vedeți cum slăbește tati. Ați văzut că pun și cântarul. Acum am 116 kg. Acum am 116 kg. Vreau să ajung la 106. 10 kg vreau să dau jos. Hai, la 108, să zicem, chiar 106. Haideți să facem și noi 10.000. Păi haideți. Dați și voi cu tap-tapul ăla. Dați în ecran. Gata, s-a răcit cafeluța. Nu de tot, dar s-a răcit cât de cât. Putem să punem mierea, da? Miere 100% naturală de la Miere TVO, tati. Aveți link-ul la mine în bio. Sau scrieți pe Google Miere TVO că găsiți site-ul. Găsiți și prețul, le găsiți tot. Livrări în toată țara. Asta este o miere de Cimbrișor. Acolo pe site o să vedeți că am 10 sortimente de miere diferite. Da? Ia uite-o. Ia uite-o, tati. 2. Și hai și cu a treia. Hai și cu a treia, că lui tati îi place dulce, 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 dulce. A, stai că las aici, bro. Nu? Și o să punem lingurița aici pe asta. Miere de salcâmai? Da, am și miere de salcâmai. Salut, Petru. Am de toate tipurile de miere. Am 10 sortimente de miere. Cel mai șmecher din România. Cu analize, la DSVS, cu tot. Miere 100% naturală cu măi din stup.
Hai, mă, să-i punem și niște lapte, că eu de obicei nu beau cu lapte. Dar m-a prostit mami, Gabi. M-a prostit tati, Găbițu. Tati Gabi m-a prostit și am văzut că e bună, bă, frate. E foarte bună, ia uite. Două de lapte. Puh, ce gust, ce aromă. Mai pun două? Acum mai lăsăm puțin să se decanteze iarăși, că am agitat aici. Am agitat aici jmenul. Uite, vezi? Uite, vezi cum vine lingurița asta? Fii atent. Ce jmechere. Pac. Te-am pupat. Vezi ce mișto stă? N-ai treabă cu ea. Stă în suspensie. O, mulțumesc frumos pentru cadouri. Vă mulțumesc, albinuțele mele. Vă pupă, tati. Vă pupă, tati, pe aripioare. Mulțumesc. Ah, ce bea acolo, șefule? Cafeluță. Cafeluță Pepsi. Cafeluță cu miere și cu lapte. Și lângă am Pepsi. Aici de struguri? Nu, nu există miere de struguri. Nu există, mami, miere de struguri. Sunt apicultor de 150 de ani. Tati e apicultor de 150 de ani în familia lui. Nu, nu există miere de struguri. Înțelegi tu? Hai să dăm tap-tap, că e cel mai tare live. Aia da, este cel mai tare live. Bună dimineața, bună, bună. Bă, începe să-mi placă de tati, Gabi. Ia uite ce activ e. Te pup, Gabi. Bună, 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 Marius. Seam cu regele tău, regele meu, regele nostru. Salut, Just Manu. Bună, dar de ce ziceți bună? Sunteți fete? Și sunt fată? De ce ziceți bună? A, de la bună dimineața. Am făcut 30 de ani, salutare. La mulți ani, mare sărbătoare. 30 de ani, tati, pentru David, să-i dea Dumnezeu sănătate. Salut, mere dracuța, bineînțeles, cum să n-am. E preferata mea la cafea, numai că trebuie să termin borcanul ăsta de cimbrișor. După aia revenim iarăși la rapiță. Cimbrișorul e cam aromat, schimbă gustul cafelei. Rapița nu are, nu e așa aromată și rămâne gustul cafelei. Nu trebuie. Mă duce parcă și are alt gust. Rapița nu prea are gust. Rapița nu e așa aromată cum e cimbrișorul, cum e salcâmul, cum e teiul. Pune o miere de tei în cafea să vezi ce aromă îi dă. Nu e ok. Adică tu vrei să simți gustul cafelei în puii mei. Aia de tei e bună să o pui în ceai. Să dea o aromă așa la ceai, da, acolo da. Fiecare cu treaba ei. Uite, mie în cafea îmi place să pun și mai mult rapiță și pe locul 2 îmi place să pun din asta, de mană, de brad, miere neagră. S-a terminat borcanul ăsta. Înțelegi? Și acum mai aveam un borcan desfăcut. Mai aveam un borcan desfăcut pe aici, de cimbrișor. Mai îmi puneam eu peste diverse dulciuri, peste diverse chestii, știi? Și mi-a fost nene să mă duc jos în laboratorul apicol să-mi iau de acolo un borcan de rapiță și am folosit-o pe asta. Nu folosesc pe asta până târziu. Asta da, de când nu mai bei cu zahăr cafea, că oricum e mult mai sănătos cu miere și așa. Da. Sunt mulți oameni care nu beau cu nimic. Eu nu pot. Am văzut, mi-am pus trei lingurițe. Mi-am făcut o cafea tare. Uite, vezi, și nu-mi intră nimic în gură. Toate, uite, s-a lăsat aici la fund. Toate astea s-au lăsat la fund. Toată cafea s-a lăsat la fund. S-a infuzat, s-a umflat, a subt apă, s-a umflat și după aia coboară, se decantează singură.
Un fel de cafea la ibric, numai că se numește cafea opărită, nu știu cum să zic, direct în cană. Că, na, mai folosim focul, să mai folosim aragazul, să nu mai folosim. Am și aici un mic aragaz aici sus la mine, dar mai simplu așa și îmi place mie mai mult. Oricum, cafeaua nu trebuie să o fierbi, cum să zic eu, să fiarbă mult. A dat apa în clocot, pui cafeaua, amesteci și oprești focul. Nu o lași așa să fiarbă. Se umflă, oricum cafeaua, dă peste, trebuie să oprești focul. Și nici nu e bine să o fierbi, că își pierde aroma. N-ați văzut cum fac aia turcii la ibric pe la foc mic, la zimă, la nisip. La nisip, la foc mic, mic, mic. Pe la Timișoara ai fost cum era la târguri? Da, vin ai mei, vin părinții mei la târgu apicol de la Timișoara. Au fost chiar de ziua mea în martie, pe 12 martie s-a ținut târgu. Dar mereu, dar mereu, mereu, mereu. Târgul de la Timișoara pică de ziua mea în martie. Eu nu mi-am mai făcut, cum să zic eu, eu nu mi-am mai prins ziua de naștere și părinții mei să fie acasă de ziua mea foarte mulți ani. Cred că de 12-15 ani așa mergem la Timișoara, la târg. La târgul apicol de la Timișoara, de la Ghiroda. Bună dimineața, Martin! Dacă nu vreți să puneți cufăr, o să pun eu, dar trebuie să dați urmărire. Ce ziceți? Îi dați urmărire lui Gabi dacă pune cufăr și luați monede? Îi dați urmărire sau îi dați? Ai transpirat la tâțe? Bă, acum n-am transpirat la tâțe. N-am transpirat la tâțe acum, că e răcoare, e bine. Uite, user zice că da. Așa, mai stau cu voi pe live un pic acum. Mai bem din cafeluță. După aia o să opresc live-ul, o să-l descarc în telefon și după aia lor pe YouTube. Ca să-l vadă toată lumea, să rămână acolo. Veșnic, nemuritor. Ca orice live. Nu, am sungreață. N-am mușcat. N-am pățit nimic. Am strungăreață, așa am eu dinții din naștere. Sunt dinții mei. Stai liniștit. Câți ani ai? 35? Neața, Nadin! Ce zici, Nadin? Ce zici că mai faci? Și aseară nu ți-am citit comentariile pentru că nu au fost, nu le-am văzut. Mi s-a mai întâmplat asta și cu mami. I-am făcut și de asta de... I-am dat lui Gabi. Foarte bine. Dați-i lui Gabi. Pardon. Cât 40 de ani ai? 45 am. Flo. Flo ce? Da, nu știu de ce nu le arată. Nici eu nu știu, eu, ca așa zicea și mami, bă, că nu mă bagi în seamă, nu vezi că ți-am dat vreo patru comentarii. Și am zis, băi, nu e niciun comentariu. Am pornit înregistrarea de ecran, i-am filmat, până în sus am derulat până la ultimul comentariu pe care îl dăduse, care mi l-a afișat mie. Am oprit înregistrarea, am trimis-o pe WhatsApp și când a văzut, a rămas și ea așa în mască. Băi, ești nebun? Nici acum nu ți apare că te-am întrebat ceva mai sus. Nu știu de ce nu le arată. Nu. Mi-arată așa, neața, puși cu praștia, fac ăștia mișto de dinții mei, cât 40 de ani ai. Da, nu știu de ce le arată. Flo și eu am dat. Nu. Nici nu știu de ce apare ca ceva mai sus, ce ciudat, dar nici nu pot să fixez acest comentariu. Dar nici nu pot să fixez. E, dacă nu pot să-l fixez, de ce? Zic că nu arată. Exact. Uite, să le văd. Ăsta le-am văzut toate acum care le-ai dat. Cât mai stai pe live? Nu mai stau mult. Mai stau puțin. Șefule, tu nu făceai reclamă la ceva? Nu.
Nu, iau afacerea mea cu miere, sunt nutriționist, apicultor, instructor de fitness, TikToker, YouTuber, mukbanger. Nu, n-am făcut reclame la nimic. Mai am Nutella? Da, mai am Nutella. Mai am Nutella de la tati Gabi. Mai am. Mai e cam atât. Cam atât mai e. O mai lăsăm, că nu se întâmplă nimic cu ea, nu se strică. Ce aș putea să mănânc? Păi, ești tu la mine. O niște cărniță slabă, o filiuță două de pâine, niște legume lângă. Nu apare întrebarea a doua. Ai miere de albine multă? Da, multă. Ai fost la Aman? Da, am fost la Aman. Și o să mai mă duc la Aman. O să mai mă duc la Aman, că m-am întâlnit cu Grandet întâmplător prin centru vechi al Alteri, că am fost la Craiova. Mi-a zis că e închis la Aman până pe 2. Și când o să mai mă duc la Craiova, o să mă duc la el. O să mai trec pe la el, să mă mănânc și un de la... un ceai zmeil care... Shanghai, mă. Poate ai blocat tu cuvântul și de asta. Da, posibil. Am și eu câteva cuvinte blocate. Cea mai bună din Craiova? Sunt multe bune în Craiova. În Craiova sunt multe bune. Aveți noroc acolo în Craiova. Aveți șaorme bune. Mi-au plăcut multe. Mamanu, mi-a plăcut. Coresi, asta zi. Amici. Bine, doar ăsta trei le-am mâncat. Doar pe ăsta trei le-am mâncat. Dar... uimei. Mai sunt multe. Și o să mai... Cufărul comor este gol. N-am primit nimic. Am zis Mircea, te lor mai una și până. E una și bună. Doar nu e. În Zimnicea. Știați, băi, albinuțelor, că în Zimnicea este cel mai sudic punct din România. Tati, e și deștept. Nu are numai mușchi. A ieșit deștept. Georgica, mulțumesc, tati, pentru cadou. Zimnicea este cel mai sudic punct al României. Gabi Ioniță, mulțumesc, tati, pentru cadou. De la Zimcea sunt eu. Uh-huh. Foarte fain. Foarte frumos. Aoleo! Gata, nu mai stăm. Nu mai stăm, că simt o presiune pe burtică de la cafeaua asta, de la roșii, de la chefir. Am combinat chefir cu roșii și cafea. E clar, mă duc să rup WC-ul. Mă duc să sparg WC-ul, tati. Faoleo, ce m-a tăiat acum, dintr-o dată m-a luat. Bă, dintr-o dată m-a luat, ești nebun. Asta știi cum vine ca uraganul. Ia să combinați și voi cafea cu chefir și cu roșii. Să vedeți cum îl simțiți pe Vali în voi. Care Vali? Vijelie, tati. Să vedeți cum îl simțiți pe Vali Vijelie în practică. Să vedeți cum vine Catrina, mâncava și rade tot. Mamă, și Pepsi de asta rece din frigider. Deci m-a luat acum, m-a tăiat. O apătoasă, delicioasă Vali Spider. Ce mai facem ăla? Nici nu am văzut. Nu mi-a mai apărut pe For You. Spider mai trăiește? Bă, știi cum e asta? M-a luat o apătoasă, delicioasă. Te le lasă gura apă la hateri.
Mai fac sală? Fac, tati, sală. Cum să nu fac sală? Păi n-ai văzut câte prostii am mâncat în ultimul timp? Dacă nu făceam, mă îngrășeam de mă lua de cu iarăși. Am început la sfârșitul lui ianuarie, deci am început anul ăsta la sfârșitul lui ianuarie cu 132 de chile, am ajuns la 116 kg, la 114 kg. La 114 kg am ajuns la sfârșitul aprilie. Deci de la sfârșitul ianuarie până la sfârșitul aprilie, 3 luni de zile, am ajuns la 114 kg. Am slăbit 18 kg în 3 luni. Și de atunci, de la sfârșitul aprilie până acum, am mâncat, tatii vostru, numai dulciuri, kilograme întregi de ciocolate, Nutella, prăjituri, șaorme, zeci de șaorme, zeci de pizza, cartofi prăjiți, cârnați, de toate, tot ce e mai rău pe pământul ăsta. Și acum am 116 kg. Deci, nu m-am îngrășat mult, 2-3 kg am pus pe mine, dar am mâncat foarte, foarte, adică mâncam 4-5 mii de calorii pe zi. Asta datorită sportului, înțelegi? Acum m-am motivat iarăși și vreau să mai dau vreo 10 kg jos. Bine, am urcat până la 118. Acum am ajuns la 116. Am urcat până la 118. Și acum am ajuns la 116 și ușor, ușor o să mă duc spre 108. Spre 108. Hai, zicem 110. Mai vedem de acolo. Și ai mers de zi? Da, bandă. Bandă în fiecare zi. Nu se pune problema. Bandă o jumătate de oră minim în fiecare zi. Pe plan înclinat. Pluarcă. Desfigurat, transpirat, rupt. Anto, mulțumesc, tati, pentru cadou. Câteva exerciții frumos cu greutăți. O jumătate de oră cu greutăți, o jumătate de oră pe bandă. Deci, o oră și ceva pe zi. Nu te gândi că te antrenezi acum, dracu, 3 ore pe zi. Nu. Că nu mă pregătesc de nicio competiție. Nu. E bine, eu sunt super mulțumit. Acum dacă intru la dietă, adică am intrat, de o săptămână am intrat, am slăbit 2 kg. De la 118 am ajuns la 116 în 2 zile, într-o săptămână. Eu nu am mâncat shawarma de 2 ani. Oh, îmi pare rău, de ce? Vrei să-ți cumpere tati o shawarma? Football for life, te pup, salut. De ce n-ai mâncat shawarma de 2 ani? Shawarma e preferata mea. Am ratat ceva? Bă, n-ai ratat mare lucru. Doar că îl trece pe tati la baie. Îl trece pe tati la baie, o apătoasă, delicioasă. Vine Vali Vigelie. E Vali Vigelie la tati în burtă. O să vină o torențială din aia. Apătoasă, delicioasă. Cum a fost la amici? Bun. Fac sală. A, și dacă faci sală, nu mai gata? Nu mai mănânci shawarma niciodată când faci sală? A, să nu vă mai zic ce am mai mâncat în lunile astea. Am mâncat KFC, cred că de 5, 6, 7 ori, 10 ori. Am mâncat McDonald's. Cred că am băgat vreo 15 shawarme în 3 luni. Pizza, cred că am mâncat de vreo 10 ori pizza. Cartofi prăjiți, cred că am mâncat de vreo 6-7 ori. Platouri întregi de mini amandine, mini eclere. 5 borcane de Nutella, de 1 kg de alea mari. 5 borcane de Nutella în 3 luni. Ce dracu am mai mâncat? Ciocolate din alea mari de la Milka. În 2 zile am băgat două ciocolate din alea. Sunt nebun, mă. Când mă arunc în mâncare, sunt nebun. Știu că nu par. Par foarte,
par foarte sănătos, arăt foarte bine, sunt foarte sexy și așa, da. Când mă arunc în mâncare, mă arunc. Când mai vin la Craiova, Iguanu? Bă, nu știu, trebuie să mai vin. O să mai vin. Dar acum am alte orașe pe, în plan. Vreau să încerc Popeyes. În sfârșit am și eu mai aproape Popeyes acum. Adică pot să mă duc la Pitești, la 60 de kilometri, să încerc Popeyes, de exemplu. Mă trebuie să mă duc la București, păi mei. Că prima dată s-a deschis în București, doar în București. Bine, acum e și în Craiova. Bine, până la Craiova 110 km de la mine. Până la Pitești 60-65. Nu e cine știe ce Popeyes. Bă, nu o fi, dar trebuie să încerc. Adică, eu care fac conținut cu mâncare, cu MacBank-uri, cu alea să nu am și Popeyes pe canalul meu, trebuie să le încerci pe toate, nu poți să mănânci mereu același lucru. Ce naiba MacBanker sunt eu dacă mănânc mereu același lucru? Nu merge așa. Trebuie să mănânci de toate, să apară toate alea acolo pe canalul tău. Corect, zic să ne așteptări mari. E mai nașpa decât KFC, nu? Robi, mulțumesc frumos, Robi Zeta, mulțumesc tati. De toate. Salut, dumneavoastră, frate, din Vâlcea, Iulian. E mai nașpa decât ăla? E mai nașpa decât KFC-ul, Popeyes? Oricum. Chiar dacă nu-mi place, zic că nu-mi place, opresc live-ul după ce mănânc și mă duc și mi-iau altceva din altă parte. Și deschidem iar live-ul și mai facem un clip și cu altă firmă, alt brand, altă mâncare. Că doar plătește tati Gabi în mami. N-ați văzut? Peste tot unde mă duc cu Gabi în țara asta, el face cinste. Pentru că are banul gros. Are banul gros Gabi Gabone. Dați-i și lui urmărire. Uite acolo, e pe primul loc. Dați-i urmărire acolo să mai facem urmăritor ca să-i mai cumpere lui tati și-a urme. Ce să faci dacă are salariu bun? Eu dacă n-am carte de muncă, n-am loc de muncă, n-am nimic. Nu mai mă apuc acum să muncesc. La 35 de ani mă apuc acum pentru să mă angajez. N-are niciun sens. Adică nu. M-am antrenat 35 de ani să evit munca și mă duc acum la muncă. Așa fraier sunt. Plus de asta, frate, nici nu pot să muncesc. Am grad de handicap 3. Am platfus la piciorul drept. Am la piciorul stâng, am unghia mare crescută în carne. Merg așa mai greu, îmi pierd echilibru, înțelegi? Am strungreață, nu pot să muncesc cu strungreața asta așa mare, mai cum. Am încercat mai de mulți ani și nu prea mi-a plăcut. Puțină carne, multă salată verde, nu prea mi-a plăcut. Puțină carne, multă salată verde și multă pâine. Poate să mai încerc, dar... O să încerc, de fapt. Gabioniță! Gabioniță! Nici n-am văzut, tati. Mulțumesc frumos, Gabioniță. Haide, vă pupă, tati. Îl cheamă Vali Vigelie. Îl cheamă Vali Vigelie Petran pe tati. V-am pupat să fiți cu minți, da? Și ne vedem mai încolo, tati, cu ce mai mâncăm pe la 3, 4, 5, când îmi trece anestezia. Că la 1 mă anestezează, doamna doctor. Și... ne vedem pe la 3-4, eu știu, când întrece anestezia, că îți dai seama că o să mi se facă o foame, e dracu 9:30 acum, o să mi se facă o foame de mor până la ora aia. Vă pupă, tati, jos!